Comuna Literare Vârșeț marchează anul acesta 50 de ani de existență, 100 de ani de la nașterea poetului Vasile Vascu Popa și 70 de ani de la nașterea poetului Petru Cârdu. Cu această ocazie, în sala festivă a primăriei din Vârșeț, a fost organizată o întâlnire a mânuitorilor de condei, care prin prezența sa au adus omagiu celor care au ridicat Comuna Literară Vârșeț la un grad înalt. Suntem extrem de mândri că am ajuns la această vârstă de 50 de ani și pot să vă spun că în câteva cuvinte că bilanțul celor 50 de ani de activitate a covului este peste 600 de cărți publicate, mai mult de 2500 de serate literare, întâlniri literare, performansuri și alte activități. Cu această ocazie au fost prezentate și cele mai noi volume apărute la editura Comunei Literare Vârșeț, iar premiul european pentru poezie pentru anul 2020 a fost acordat poetului Otto Tolnai. Cu mai multe detalii revenim duminică în emisiunea Magazin TV.